Salutare nuților de cocos și bine v-am regăsit la un nou vlog! Ia uitați cum arăt! Astăzi o să mergem la piscină. Eu și Felix suntem super mega încântați. Felix conduce și ia uitați cum arăt eu. Mi-am luat o pălărioară dintre astea de la Carrefour. Super ieftină, dar eu sper că îmi stea bine. Nu arăt caragios, Felix, nu? Nu, dar eu m-am epilat. Felix a epilat, a făcut șmecher și eu sunt foarte șmecheră. Mi-am făcut codițe aseară. Nu mi le-am mai desfăcut. Nu știu exact, sper să fie bine cu codițe la piscină. Ia spune, cum a fost conversația? Ce conversație? Mâine merge la piscină. Băi, bilastești tu. Așadar, nuților de cocos, haideți, apăsăm butonul de cocos like dacă vreți mai multe vloguri și dacă vreți să mai mergem la piscină. Cred că este prima oară anul ăsta când mergem la piscină. Uitați, se focalizează pe fața mea frumoasă. Așa, și o să mergem într-un loc foarte deosebit. O să fie așa frumos, n-am mai mers niciodată până acolo. Ne l-a recomandat o prietenă. M-am uitat așa puțin pe net și arată așa foarte luxury. Ci că am auzit că o să fie, de fapt nu vă zic ce o să fie acolo, o să fie ceva super șmecher și romantic, dar trebuie să stați ca să vedeți dacă o să-și facă simțită prezența. Ceva foarte, foarte, foarte deosebit. Sunt foarte cătată. Uite cum m-am îmbrăcat. M-am îmbrăcat cu rochița de la challenge-ul 24 de ore în verde și pe dedesubt am un costum de baie, fain. Felix, ai și tu costum de baie pe dedesubt? Am. Are. Așadar, noi mergem și mai filmăm când ajungem acolo. Wow, ce castel frumos e acolo! Foarte frumos, Felix, n-am mai fost prin zona asta. Ce Tu filmi pe drăguț! castel, exact ca în timpul de Se mult. cheamă Hotel Castel, nu știu cum. Sunt profi, nu era așa cum spunea. Da! Era profi lângă castel acum 100 de ani. Foarte încântat, vreau să mă bălăcesc. Sper să fie apa de 1,50 m. Ia uita, și eu sper să fie apa de 1,40 m. Ia uitați cât de drăguț este aici. Este așa o viluță foarte, foarte drăguță. Și o să fie cu piscină faină. Și o să ne bălăcim, oameni buni! Haideți să vedem o lebădă Ia neagră. uite, ia uite-o! Ce Cât de frumoasă ești! Cum te cheamă? faci? Credeți că mă mușcă? Nu, că-i fiică. Ce faci? Frumoasă! Ce gât lung are, Felix! A, și despre ce vă spuneam eu? Un păun! Ia și-l văd. Dar acum, asta o fi păunița? Asta e păunița. Asta e păunița și tu ești frumoasă. Am crezut că păunițele sunt urâte. E adevărat, sunt foarte frumoase. Wow, deci este super aici, îmi place foarte mult. Este așa, cum aș putea spune eu, romantic, nu? Eu am filmat video cu VR pe canalul Cocolix și am dat un picior în birou. Și de atunci cam șchiopătesc puțin. Merită, pentru că am făcut un video super fain. În caz de nu l-ați văzut, eu zic să vă duceți să-l vedeți, da? Pe canalul Cocolix, Cristina Boxerița. Wow, deci e super frumos aici! Felix, să mai venim? Nucilor de coco, să mai venim? Păunița asta cumva fuge de noi? Eu sper să-și arate maestria. Oh, Ne gata. udă! Hai și mergem în piscină! Felix, aici merg niște poze pentru Instagram. Da, după ce mă bălăcesc, beau și eu o limonadă, poate mânc ceva, mai vedem. Am comandat o limonadă cu ananas. Ce fel de limonadă vă place vouă mult? Mie cam plac toate. Am zis că să încercăm și cu ananas. Acolo o fetiță super cute.
venit limonada, asta cu piții bătrânia mea și asta cu galben, ți-o dau ție, Felix. Dă-mi-o. Așa, mai ce faină arată. Ne răspățăm și noi. E mai bună decât credeam. Să ne mai facem și noi acasă, Felix, limonadă cu ananas. Păi dacă tu faci, eu consum. Fain. Faină. Voi știți să notați, că eu nu știu să not. Stai să văd cât de adâncă e apa. Ia să vedem cât de adâncă e. Atâta. Atâta? Când stau pe vârfuri. E perfect. E perfect. Ia notă, Cristina. Da, nu știu. Scrieți în comentariu dacă voi știți să notați. Nu știu să not. Dar nu pare să fie mai adâncă de atâta. Asta cred că e maximul. E un not ca un câine. Îți place cum un not? Foarte. Mi-e frică. Aici stau la margine. Aici stai. Uh-huh. Mi-aș trebui și mie un colac. Dacă vrei poți să-l iei. Da? Mersi. Da. Ia uite. Pe tine cum te cheamă? Da, mi-e foarte frică. Alena. Alena? Da. Ce nume fain. Uite-te. Am primit un colac. Mulțumesc, Alena, de colac. Cu plăcere. Tu știi să noți? Aproape, da. Aproape. Da, mi-e frică. Eu știu să not în apă până la genunchi. Mi-e frică și cu tot cu colac. Și dacă vrei, într-o zi va fi și jacuzzi, când nu o să fie așa de cald. Da? Ia uite. Hai, Felix, să vedem cum intri tu în apă. Mamă. Picior de gamer băgat în apă. Eu în afară de... nici bani am mai făcut, nu mă duș. Ba, nu-i rece, Felix, e destul de caldă. Hai, du-te, poți să aduci colacul. Da. Să știi că prietena mea se uită la voi. Da? Da. Cum o cheamă? Selina. Da. Selina, te salutăm. Suntem aici cu Alena. Măi, dar voi aveți nume super asemănătoare. Ești o cocolixă și o nucă de cocos? Da, dar m-am uitat și eu cu ea. Ce drăguț! Sina, se vede not? Da, noți. Noți se vede? Noți foarte, foarte bine. Nu noți. Nu noți. Stai doar în picioare. Nu poți doar atâta. Ia să vedem, o să-l înveți tu pe Felix. Felix, să nu apă pe spate! Nici nu pot face asta. Da. Dar tu nu-ți foarte bine așa. Oricum, super tare, mă bucur că am venit aici la piscină. Poți să stau pe colacul tău? Da. Ia să vedem cum să stau pe colacul ăsta. Ia uite, sunt celor de cocos, atunci când nu știi să noți, stai așa, lângă piscină. Ceilalți înoată și eu stau așa. Cristina? Da? Eu numai pe spate știu. Bă, Felix știe să nuate pe spate. Da, dar dacă știi și pe spate, trebuie să știi și în față. Cristina, bag-te în apă! Hai, pune-te în apă! Da. E frică! Cristina, stai pe colacul în apă, că apa nu e mare acolo, vine până aici. Doamne, dar măcar stai aici pe colac, haide. Ca să stau pe colac. Tu ai zis că vrei, vino, tu ai zis că vrei la piscină. Nu, să nu mă tragi, să nu mă tragi. Că nu poți să te tragi. Vezi că-s cu camera, să nu mă tragi. Lasă că vin imediat în apă lângă voi. Mai vreau o dată să sar. Ia, mai sar o dată. Aoleu! Felicitări! Numai tu pot. Wow, pot super tare, șmecher. Să știți, nucilor de cocos, că vreau să merg la piscină, la bazin, gen. Și vreau să... Se filmează, da? Și vreau să iau niște lecții de not. Pentru că, sincer, vreau și eu să not. Vreau și eu să fiu șmecheră. Fain să te mai relaxezi din când în când. Gamerul chiar înoată. Ați să vedeți, mi-am adus aici toată colecția de creme din astea pentru protecție solară pe care am avut-o. Așa și deodorantele, că nu se știe niciodată. Ia uite, asta îmi place super mult, de la naturiști. Și pe asta o folosim cam zilnic, înainte să ieșim în oraș. Și am să-i dau acum lui Felix să dea pe față. S-a
sau să dea cu asta, nu știu, hai să dea cu asta. Pe care o vrei? Pe asta sau pe asta? Dăm pasta cu plăteți 1000. Să am două de 50. Dăm pasta. Asta s-ar putea să fie și rezistentă la apă, nu știu. Care? Ia. Deci, dă-te pe față, gamerule. M-a dat bine? Dă-te peste tot. Hai, deci trebuia să dai înainte să fii ud. Păi tu ești femeia, tu trebuie să te ocupi de astea. Zii mersi cu ți-au zis să te dau. Ideea este că mie nu-mi place să mă bronzez pe față, în rest pe tot corpul, dacă se poate să fiu... Ești alb lăptos. Mersi, exact asta voiam să fiu. Trebuie să vin și eu în apă să ne simțim bine. Chestia este că eu m-am dat cu dintre asta de acasă, dinainte de a veni m-am pregătit. Și acum mă duc și eu puțin în apă să văd. Arată-mi la lume cum un oț. Vreți să vă arăt cum un oț? Da, arată la lume cum un oț. Stai, ce ziceam, mă fi amuzant că eu am un colac de la Alena și în loc să mă țin de colac, mă țin de asta. Tu cum un oț. Uite așa, că mi-e frică și mă țin și de margine. Încep să-mi fie și mie mai ok. Îmi depășesc pricile. Stau pe vârfuri. Ca o balerină. Ia uitați-vă la piscină cum stă Cocos Cristina la piscină ca să-și bea limonada, nu în apă. Lângă apă. I'm not there yet. Cu cât mai vine mai des, cu atât o să învăț și eu să not și o să am curaj să stau în piscină cu colacul, deocamdată stau lângă. Avem o buburuză, ia uite buburuză! Vedeți, nu, celul de cocos? Ce norocoase sunt! Ce buburuză drăguță! Ce fain este bronzez lângă piscină. Du-te în apă. A, nu! Cristina, mi-a furat limonada mea, o întreb. Cum am dat-te limonadă? Nu, după aceea adu limonada ta. Uite, uite, o rățușcă sau două rățuști aici. Două? Da, două. A, e cuplu. E cuplu? E cuplu, cocosule. Ia uite-te. Eu am crezut că-s copii. Nu, sau spui. Ce faceți, măi frumoșilor, măi? Îi vezi pe amândoi? Ți-e frică? E frică. Oh! Vai, ce drăguțe sunt. Ce drăguțe sunt cu două de codiță. Da, hai să vedem, poate că sunt pe unul. De acolo mai sunt și rățuștele alea. Uite ce urmărește, vezi? Vrea să cucerească. Vrea să cucerească? Nu pleca! Nu pleca, că te iubesc! Ce frumoasă ești! Dă-mi tag pe Insta! Dă-mi DM pe Insta, nu uita, te rog! Feles, tu știi ce înseamnă DM? Da, mesaj privat. Ia să vezi cum sare. Bă, ce broscoi mare! Ia uite! Ia uite pe unița cu pui! Ce faci, măi? Unde ți-i bărbatul? Ia uite pe unița cu pui, ce blândă este! Ia uite ce frumoase sunt! Două fete cu puiete. Cocos Cristina și Alena. Ne-am împrietenit. Foarte prietenoase, Alena. Din primele secunde. Vrei colac, cum mai eu? Nu. E foarte, foarte notătoare ea. Nu. Nu sunt așa. Deci eu ador copiii mai copii pe dragul lor. Uite. Hai să vedem. Alea sunt rățuște. 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 Dar uite lebedele. Ne-am dat drumul la port, dar nu știu dacă am luat decizia cea mai bună. Mă duc. Mai hai că mai merg și eu la piscină. Eu mai merg, mă duc puțin la piscină să mă mai bălăcesc, mai beau puțină hai limonadă, după mi se face foame. Limonadă roz de piți. Dar să știi că e fain să fii piți uneori. Fain să fii piți? Uh-huh. Atunci când ai botoxul. Mi-a schimbat paiul, mi l-a dat și mai de piți. Da. Uh-huh. Vă servesc nucilor de cocos cu o limonadă piți. Asta e cu căpșuni. Și Felix are... Cu zmeură. Cu zmeură. Cred că e prima zi la piscină după 2 ani. Ce fain e la piscină! Foarte fain! Uite și vine și... Hai! Hai! Lasă!
Uite așa, înotătoarea piscinei. Opa! Uite că stă. Uite că și am învățat să fac ceva. Am învățat să fac asta. Vedeți? Poate eu mă bronzez cu ochelari de soare. Deci am văzut pe TikTok. A. Că un om a zis la soră să o trezească, să doarmă cu mască. Și atunci a dormit cu mască și s-a îmbrânzat cu mască. Așa a făcut? Da. Ce amuzant, asta a fost un fel de prank. Da. Asta s-a făcut și Cristina. Nu. Vă rog, nu dați idei, nu dați idei, vă rog. Am să iau și eu niște lecții de not. Mă scriu la piscină. Dar nu știu ce piscină găsesc în Timișoara care să nu fie adâncă. Au ochelarii mei! Salut! Salut! Salut, spune și tu salut! Salut! Și acum adânca pe spate. 2, 3 și... Progres, nucilor de cocos. Ia uitați! Ales picioarele mele. La început nu puteam să fac așa. Am progresat. Mai venim la piscină? Mai venim. Poate mai progresez. Poți să te mai sub apă, dar fără să stai picioare. Cristina? Cristina, ce părere despre mâncare? Cât cartof. Când vorbeam de piscină, eu căutam prima oară să fac ce servesc. E bun. E bun? Mâncarea copilăriei. Bine, visul copilăriei, că mâncam o dată pe săptămână cartofi prăjiți. Hai să le dau și la nucile de cocos cu un cartof prăjit așa. Cu sos. Nim. Motivul adevărat pentru care ieși în oraș. Genial! Gata ieșirea noastră la piscină. Cum te-ai simțit, Felix? Ți-a plăcut? A fost fain. Ați văzut că Felix știe să nuate. Felix a nuatat ca un gamer pe spate. Știi ce mi-a zis o fetiță mică? Ce? Că-s bronzat numai pe față și până la cot, la mâini. Felix trebuie să te bronzezi și tu mai mult. Ala se cheamă bronz de tractorist. Alena, așa i-a zis. Mai și-o zic că trebuie să mă mai bronzez. Poate mai venim. Și dacă mai vin, poate mai învăț și-o puțină not. Oricum am evoluat mult astăzi, trebuie să recunoașteți. Am evoluat foarte mult. Mai aveam puțin și eram în notă olimpică. Da, lavă până la genunchi. Da, eu cred că așa m-aș dezbrăca foarte bine. Nu știu dacă vedeți voi, dar sunt niște floricele atât de drăguțe pe marginea drumului. Flori dintre astea de câmp. Sunt superbe. Nu, celor de cocos se uitează pe Felix. Ține de umbră, știi cum e, altceva n-ai. Doamne, ce amuzant ești. Și îmi stă și bine, acum să fim sinceri. Stă foarte bine. Să mai iau una. Ne-am întors deja acasă, am făcut un duș pentru că nu mai puteam de cald. A fost super fain, cred că aș vrea să mai mergem la piscină, dacă mai reușim. A fost prima oară anul ăsta când am reușit și noi să mergem la piscină, oameni buni, și n-am fost niciun concediu. Acum mănânc niște pepene, îmi place foarte tare pepenele astea vara și chiar am început să țin așa un fel de cură de fructe, în sensul că atunci când au fost căpșunile, am mâncat multe, multe căpșuni din piață, acum încercăm să mâncăm cât mai mult pepene galben, ăsta e oranj, foarte, foarte bun, și smochine, sunt la piață smochine foarte delicioase, încercăm să mâncăm cât mai mult și mi-am comandat burgerul ăla, după cum ați văzut, dar n-am reușit să mănânc decât un sfert din el. Pentru că avea prea multă carne și deocamdată nu sunt obișnuită. Așadar, mănânc fructe pentru că sunt cele mai bune. Văd că m-a prins așa puțin bronzul. Nu foarte tare, pentru că mai mult am stat în piscină, nu prea am stat să mă bronzez. Acum urmează să mă usuc pe păr și voiam să vă arăt. Am perea asta pentru păr ud, pe care am luat-o de la Lidl cu vreo 10 lei, dar e așa de drăguță, vedeți? Parcă este un fel de diamant
Foarte drăguț, mi-a plăcut foarte tare. Acum mulți ani știți că am fost blondă și mi-am luat de atunci un tratament dintr-o ăsta pentru păr, care are 10 beneficii și acum de când m-am vopsit am zis că să-mi iau iarăși și e foarte, foarte, foarte bun și vreau să vi-l recomand și vouă dacă aveți gen păr uscat sau așa, imediat după ce vă spălați pe păr, vă dați cu câțiva strop dintre ăștia, pur și simplu aplic așa în mână, fac așa și dau pe păr și după aia mă usuc și iese părul foarte, foarte hidratat și strălucitor. Deci chiar îmi place foarte tare. Tot mi-a rămas mintea la el de acum mulți ani și am zis că trebuie neapărat să-l mai recomand. Și în sfârșit, după mulți, mulți ani, știți că eu când vreau ceva, nu prea iau inițiativă să iau chiar atunci și aștept, așa cum a fost și cu firul de călcat. Am stat, cred că, 4 luni să mă gândesc dacă să-l iau. Și până la urmă am luat o decizie foarte bună, așa și cu ăsta, și vi-l recomand. Așadar, eu mă pun acum să mă usuc pe păr și după aia cred că să dorm așa puțin, pentru că, sincer, m-a obosit piscina asta și cu căldura, dar sincer mi-a plăcut și sper tare mult că v-a plăcut și vouă. Și dacă vreți să mai facem vloguri dintre astea gen vara asta, ziceți-ne în comentarii, da? Apăsați butonul de Coco Like pentru mai multe vloguri. Nu uitați să ne urmăriți și pe Coco Likes, oameni buni, pentru că postăm acolo de 2 ore în fiecare zi. Așadar, ne vedem data viitoare! Pa! Și aici mai mănânc niște pepenite astea, că nu mai pot de dragul lui, atât de bun. Încercați să-mi casă mai multe fructe, pentru că sunt așa de bune, din copacii voștri sau de la piață.